Preamărit să fie Domnul! Amin. În numele Domnului Iisus, vă salut pe toți cu salutul cel mai minunat. Să aveți har și pace! Amin. Apoi, din partea bisericii noastre de la Chișinău, a păstorului principal, Bălulescu Andrei, și restul din comitet care s-au rugat la plecarea mea pentru mine, toți au același minunat salut pe care îl purtăm când plecăm fiecare din adunare într-o parte alta. Salutăm pe frați cu Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Asta e cea mai mare minune. Când ești la necaz și te rogi, Dumnezeu să asculte. Amen. Fie slăvit numele Domnului. Amen. Acum, noi avem obiceiul ăsta și eu am și l-am implantat la noi, cuvântul prim care se citește, poți să faci aluzie și la una alta, dar pe ăla să-l desfășori, dacă ți-a dat să treci pe la învon. Sigur că nu toate bisericile au așa un obicei. În schimb, e foarte minunat. Dacă se citește un cuvânt, toți să vorbească de acolo, atunci ai minunat. Dacă adaugi 3, 4, 5 teme de predică într-o predică, la urmă dacă te întreabă cineva pe tine personal ce ai predicat, nu știi. Că toate astea merg din inerție, din râvnă, din dor. Nu rău, dar pentru prieteni mai ales, nu folosește să amintești multe teme, texte, versete, ci să te ții de una. Doamne, dă-ne pricepere! Și dă-ne har, a lui Dumnezeu să fie toată slava. Dumnezeu ne îmbracă cu putere, Dumnezeu ne îmbracă cu har, ne dă har la cuvânt, dar aranjarea în mintea noastră, suntem chemați să ne arătăm noi înțelepți, că Dumnezeu ne dă. Măriți să fie Domnul! Să vorbea de exemplu de Bartimeu, că stătea în drum, dar într-o evanghelie spune la ieșire din Erihon și în cealaltă spune la intrare în Erihon. Unde stătea Bartimeu? Care n-ați fost pe acolo, să știți că Erihonul vechi e aici așa, cu dărâmăturile lui, și apoi este un drum care intră în Erihonul nou. Din jos de drum sunt izvoarele lui Elisei care curg și azi. Și deasupra se înalță muntele Ispitirii foarte înalt. Ori, aici oamenii trecea dintr-o parte în alta, dintr-o Erihon în alt Erihon. Așa că un evanghelist notează că ieșe din Erihon, celălalt notează că intra în Erihon. Dar sunt cele două lângă o altă cu drumul dintre ele, pe care de altfel stau cerșitorii, că acolo merg oamenii. Alt amănunt, pentru cei care veți mai folosi tema sau textul respectiv,
Să știți că în Israel nu stătea cerșitori pe drum, numai cei autorizați de primăria locală. Și cei autorizați aveau haină specială pentru cerșitor. Nu trebuie cineva să întrebe ce boală ai, ce nu știu ce, el era verificat de autoritățile vremii și ăla îi dădea haină. Dar când Iisus l-a chemat pe orb la el, el a avut așa o credință că în veci nu va mai purta haina. De aceea el a pus mâna să o dezbrăca și a zvârlit-o. S-a dus la Iisus. Ca amănunt, așa. Dar cred că la începutul evanghelizării, în ziua aceasta, s-a citit din Sfântul Cuvânt dat de Duhul Domnului prin Apostolul Pavel, din Romani, capitolul 8, începând cu versetul 12. De aici s-a citit. Dar eu de aici am auzit că s-a citit. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. A continuat citirea până aici undeva. Așa, de asemenea și firea așteaptă cu nerăbdare, adică mai sus cu un verset s-a oprit. Eu socotesc că suferințele din timpul de acum nu sunt vrednice să fie pus alături de slava viitoare. Și s-a citit atunci și din Fapte, și s-a citit și Psalmul 103, și nu mai știu. Dar un lucru știu sigur. Duhul lui Dumnezeu ne-a făcut conștienți că noi suntem fii al lui Dumnezeu. Și așa ne spune și aici. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. De atâtea ori noi nu ne știm statutul nostru. Și aceasta e o pagubă. Statutul nostru a tuturor celor care au crezut pe Iisus și jertfa și s-au botezat în apă și o boteza și Domnul cu Duhul Sfânt, toți aceștia sunt sfinți. Toți aceștia sunt sfinți. Și apoi, toți aceștia sunt copii al lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Toți aceștia sunt frați și surori cu Iisus. Poți să-ți atribui așa ceva? Poți tu să zici despre tine, eu sunt soră cu Iisus? Eu sunt frate cu Iisus? Poți să zici așa ceva? Sau te-ți rușine de Iisus? Am văzut frați care când te întâlnești cu ei în public și de mână, tu zici pacea Domnului, dar el nu mă îngână ceva sau chiar ocălește? Sau îți spune, știu, alte cuvinte. Fraților, noi nu suntem miniștri, noi nu suntem advocați, poate uneori fi, nu? Dar noi suntem mult, mult, mult mai superiori decât un rang pământesc.
Noi suntem fiii lui Dumnezeu. Noi suntem sfinții lui Dumnezeu. Noi suntem frații lui Iisus. Vreți să vedeți asta? Să citiți asta? Uitați-vă în Evrei, capitolul 2, versetul 9, 10, 11, acolo. Să vedeți ce zice acolo Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Hai să-l și caut ca să-l citim, să-l vedeți, că e așa de minunat. Sau dacă careva l-a găsit, atunci imediat să-l și citească. Eu văd mai greu cu ochii mei, slăbuți. Nu uitați, dacă nu l-ați găsit niciunul, uitați ce scrie, versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, referitor la Psalmul 8, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvine în adevăr ca acela, adică Iisus, pentru care și prin care sunt toate lucrurile, așa, toate, și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Cine sfințește? Domnul Iisus a zis, eu mă duc la Tatăl și am să-L rog pe Tatăl și să nu vă les orfan și să trimită Duhul Sfânt. Și atunci cel ce sfințește e Tatăl. Și cei sfințiți sunt dintr-unul. Hristos a fost primul sfințit și noi suntem sfințiți. Astfel, dar, că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească cum? Frați! Când zice, voi vesti numele tău, adică al Tatălui, fraților mei, îți voi cânta laude în mijlocul adunării, binecuvântat să fie Domnul pentru toate aceste minunății mari pe care ni le descopere prin Sfântul Apostol Pavel. Glorie Domnului Iisus! În felul acesta, deci, când noi citim Sfintele Cuvinte a lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți că ne îndreptățesc la multe lucruri pe care noi nu ni le asumăm. În definitiv, testamentul, știți ce înseamnă un testament? Dacă ați avut, de exemplu, case, părinții s-au văzut bătrâni, au văzut că-s de plecare și atunci au vrut să lasă la unul din copii casa. Ce-a făcut părintele ăla? I-a dus la notarul de stat, la foaia funduară și-a trecut pe el casa. Nu? Câte vreme trăiesc părinții, n-are putere testamentul lor, că într-o zi părintele poate spune, ăsta nu se poartă cum am scris în testament și nu-i mai dau lui. Rupe testamentul.
Dar dacă moare părintele, mai poate cineva rupe testamentul? Nu mai poate. De aceea, testamentul vechi a avut putere după moartea lui Moise, până a venit cel în asemănare cu Moise. Dumnezeu v-a sculat dintre frații voștri un proroc ca mine, apoi de el să ascultați, să termină cu testamentul meu. Testamentul vechi, deci, rămâne în urmă. Cum zice Pavel și la Galateni, cei vechi e aproape de peire. În schimb, nu era chiar aproape de peire, fiindcă mai stătea în picioare templu, mai stătea în picioare legile, mai stătea în picioare Israelul. Dar toate acestea au fost tăiate și n-a mai rămas din maslinul numit Israelul decât butucul în care am fost altoiți noi. Înțelepciunea și-a zidit casa și și-a tăiat cei 7 stâlci, gata cu ei. A tăiat altarele și jertfele, a tăiat legea ceremonială, a tăiat în cele din urmă preoția, a tăiat sabatul, a tăiat apoi legea, porânduirile ei, cele 10 porunci, care era stâlp mare, l-a tăiat. Și în cele din urmă a tăiat templu. Și ultimul l-a tăiat pe Israel. De ce? Că înțelepciunea, Hristos și-a zidit casa. Și n-a mai avut nevoie de niciunul din cei 7 stâlpi. I-a tăiat. Dar acum, în noua ordine, în noua lege, nouă ni se cere să fim tari, plini de credință, că noua lege, când păcătuiești, nu te omoară. Harul nu omoară. Legea veche era numită de Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 4, în continuare. Legea morții și a păcatului, care era scrisă și săpată în pietri, cele 10 porunci, nu mai trebuie să domnească peste Biserica lui Hristos. Și Biserica lui Hristos trebuie să înalțe orice poruncă din vechi mult mai sus. Iisus a zis, eu n-am venit să strâng nici legea, nici prorocii, dar am venit să le împlinesc, adică și să le ridic mai sus. Dacă s-a zis în lege să nu prea curvești, asta a zis Iisus, e prea de tot, e prea puțin, ajungi până acolo. Nu așa, să nu prea curvești în gând, în inimă, deci mult mai sus. S-a zis în legea, iar primul articol al legii, să iubești pe Dumnezeu și a doua asemenea ei, să iubești pe aproapele ca pe tine. Nu-i bine. Nu rămâne în picioare. Eu vă dau o poruncă nouă, asta e porunca mea. Nu să iubești pe aproapele cum te iubești pe tine. Atunci tu devii un egoist și vrei să-l faci și pe aproapele egoist ca tine. Și să iubești și să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, fără niciun egoism, fără nimic, fără a băga de vină cine ești, ce ai făcut și fără a aduce aminte de păcatele cuiva. Tu numai să iubești. Așa ne-a iubit Iisus. Mărească-se numele Domnului.
și câte altele, toate bine în Noul Testament sunt codificate și mult mai sus ridicate și în același timp ei nu au fost făcuți sfinți evreii, că nu s-a coborât decât pe unul, doi proroci sau preoți Duhul Sfânt peste ei, peste ceilalți nu. Dar pe noi, intrați în nou legământ, suntem sfințiți prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și sfințirea asta rămâne. Legământul făcut cu Dumnezeu nu se poate șterge. Chiar dacă tu nu mai vii la adunare, chiar dacă tu te întorci la păcate, că nu te poți întoarce de la Hristos în lume și să rămâi așa cum ești. Când te-ai întors, e 7 ori de vii mai ocupat de diavolul decât ai fost înainte de a veni la Hristos. Cu toate acestea, legământul nu se șterge. Orice ai face, legământul rămâne până în ziua judecății. Că este scris din partea lui Dumnezeu, eu nu rup legământul. Și nu-l rupe. Am cunoscut bine un frate Nicolae, care a fost înzestrat de Domnul cu daruri minunate. Dar oamenii devin încercați. Nevasta a fost foarte bolnavă mult timp, el numai că îngrijea cât putea de ea de acolo, ca fără nevastă. A murit nevasta. Și atunci diavolul i-a pus în cale o femeie din lume care l-a cucerit. S-a auzit în sat, s-a auzit între frați, și atât a căutat să afle de la el dacă e drept, dacă nu-i drept, el pe toate le anula. Nu-i drept. Într-o zi trece un frate de la Poienile Zăgri în sat. Și frață imediat la adunare, să vedem ce-i cu fratele ăsta. Ăsta era proroc de la Poienile Zăgri. I-am uitat numele acum. Și să pun la rugăciune cu toți. Legată rugăciunea, fratele păstor, Ion îl întreabă, frate, n-ai avut ceva? Nu. Păi să ne mai rugăm o dată. Să scoală de pe genunchi, frate, n-ai avut o înștiințare ceva? Nu. Frate, să ne mai rugăm o dată. Să pleacă a treia oară. Când se scoală de pe genunchi a treia oară, fratele de la Poienile Zăgri se duce și pune mâna pe fratele cu pricina pentru care s-au adunat ei ca să se roage. Fraților, nu știu ce aveți aici, dar am avut o vedenie. Fratele ăsta era îmbrăcat în negru cum n-am văzut așa o negreală, dar și pielea pe față era neagră. Și aici a ieșit inima afară, mai neagră decât fața și decât hainele. Ceva grozav, n-am văzut niciodată așa negru. Dar în jurul inimii era un fir de aur, atâta de strălucitor, zvârle raze în toate părțile. M-am mirat tare. Am întrebat pe Domnul, Doamne, ce înseamnă în negrețurile astea firul ăla de aur așa sclipitor? Și Domnul mi-a spus, ăsta e semnul legământului care l-a făcut cu mine când s-a botezat în apă. Eu nu rup legământul până în ziua judecății. Atunci mă judec cu el pentru tot ce i-am dat, pentru tot ce-a lucrat, pentru tot ce n-a lucrat
și pentru toate faptele pe care le-a făcut, atunci rup legământul și el va merge la locul lui. Vedeți, dragii mei, atâția tineri, tinere, să strică mintea lor, să întunecă datorită păcatului, cum zice în Efeseni, capitolul 4. Din pricina păcatului, inima lor s-a împetrit. Atunci, așa ușor zice, apoi eu nu-s mai pocăită, eu nu-s mai pocăit. Dar știi că numele ăsta nu ți se șterge? Nu poți scăpa. Ai făcut un legământ, în Ezechiel zice, și vei ști că eu sunt împărat peste voi. Glorie Domnului! Nu poți scăpa din mâna Lui, oricum te-ai zbate, tu ești păzit de-o mână, vegheat de-un ochi. Măcar că Dumnezeu locuiește în locuri prea înalte, foarte departe, dar ne vede pe fiecare. În cartea lui Iov ne spune că Dumnezeu ne cercetează în fiecare dimineață și ne încearcă când? În fiecare clipă, în fiecare bătaie de ochi, Dumnezeu se uită și te încearcă. În fiecare dimineață te cercetează, de aceea te scoli, că de nu, nu te-ai mai scula. Și când te scoli, El îți oferă în dar, hozane, s-a făcut ziua, îți mai dau 24 de ore, nu plătești nimic. Îți asigur hrana, sănătatea, îmbrăcămintea, îți asigur tot ce trebuie pentru viață, nu plătești nimic, dar ești încercat. Ce vorbești, ce gândești, ce lucri, cum te porți, aminte fratele de comportamentul dintre frați și din familie. Unul cu altul. Vreau să vă spun și taina asta. Omului Dumnezeu în 11 capitol a cărții 1 către Corinteni, vorbind despre cina Domnului, vorbește despre cei ce se împărtășesc în chip nevrednic. Știi cine sunt aceia ce se împărtășesc în chip nevrednic? Toți aceia care au în ei ură, dușmănie, ei se împărtășesc în chip nevrednic. Toți acei care au în ei dragoste pentru frați, pentru neamuri, pentru toți oamenii, ei sunt chipul vrednic, ei seamănă cu Iisus. Ăștia se împărtășesc în plin cu Iisus. Ceilalți se împărtășesc în chipul nevrednic și primesc o sândă, pentru că să împărtășesc așa, nu mă aveți o boală, nu mă aveți o nenorocire, nu mă aveți o pagubă mare și alte lucruri care să-ți rupă inima. Când tu nu asculți de Dumnezeu, se poate întâmpla să-ți tragă atenția un copil care nu mai ascultă de tine. Și tu te miri, apoi eu atâta l-am grijit, atâta, apoi și Dumnezeu atâta te-a grijit pe tine până acum și tot nu te îndrepți, tot urăști, tot bârfești, tot faci ce nu trebuie. Și acum, ca să-ți dea o lecție, îngăduie ca copilul tău să nu te mai asculte, să-ți rupă inima. Venea odată o familie din Gârbova Sibiului, plângeau de numai. Frate Hozan, te rog să ne ajuți într-o rugăciune. Dar ce-i bai, o apă ți-o-mi spune mai la urmă. Să ne rugăm, bine, să ne rugăm. Când ne-am rugat, Duhul Sfânt spune, când voi ați făcut aia și aia, pe mine m-a durut inima. Și acum
îi îngăduită încercarea asta să vă doară și pe voi inima. Să vedeți cum eu am suferit când voi ați făcut păcat. Și dacă vă veți mărturisi și vă pocăiți, se va repara ruptura care ați văzut-o în familie. Măi, o plâns oameni, o luat, pare că 3 zile de post, fără apă, fără mâncare, zi și noapte. Și după alte 2 zile, când o terminat post, a venit copilul acasă. Vedeți? Adesea ori noi suntem loviți ca să ne trezim. Pentru că noi suntem copii al lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vrea să mergem bine pe cărare. Doamne Iisuse, ajută-ne! Asta mi-a rămas mie ce s-a mai citit. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu. Apa lui Dumnezeu e cerul și pământul, dar nu ne dă de moștenire pământul ăsta. Martorii lui Jehova zic că pământul ăsta lor moșteni. Dar Apostolul Petru, în capitolul 3 din a doua epistolă, spune că pământul cu tot ce-i pe el va arde mai mult. De marea căldură a focului se vor topi și corpurile cerești. Ele, ce vedem noi. Și tot ce-i acum în jurul nostru și ce privim noi pe cer, toate astea, Petru spune, vor fugi dinaintea lui și nu se va mai găsi loc pentru ele. Iar în locul acesta va fi apoi un cer nou și un pământ nou și acolo suntem chemați să moștenim. Măriți să fie Domnul! Îți dai seama ce titlu ai? Îți dai seama ce moștenire ți-e pregătită? Aceasta din pricina lui Iisus. El e primul fiu al lui Dumnezeu, El e primul, întâiul născut. Cum adică întâi născut? Psalmul 2 zice, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Dar Petru în fapte spune că Dumnezeu a împlinit spus asta în ziua când l-a înviat dintre morți. Așa că el nu se va mai întoarce în moarte. Și noi, când va veni momentele, vom fi strigați de oriunde om fi, morți sau vii, vom fi transformați, nu în trupuri de carne și oasă, măcar că uitându-te așa a apărut trupul lui Iisus, cu carne și cu oasă, dar nu-l mai cunoștea niciunul, nici cei 12, nici mama lui, nimeni nu-l cunoștea. Era un trup de slavă și când va veni el, noi vom fi ca El, mărească-i să numele. Cu trupul ăla de slavă, Iisus a spus încă nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru, dar mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru. Voi mereți în Galileea, acolo mă veți vedea. Și-a venit. Și nu l-au mai putut cunoaște. Păi mai eu sunt, veniți, puneți-mă degetul în mâna mea aici, vedeți semnul cuiului. O puneți palma ta, mâna, pune aici în coastă, mă vedeți, eu sunt. Și unii zice, în Matei s-au închinat, dar alții s-au îndoit. Credeau că văd un duh. Ce e asta? Ce arătare e asta? Ca să-i justifice mai bine, copilaș, aveți ceva de mâncare?
și a mâncat cu ei pâine și pește. Dar credeți că după înviere îți va mai trebui pâine și îți va mai trebui pește? Nu. Acestea sunt materiale și toate materialele și făpturile și copaci și tot ce există sunt contingente. Astea vor dispare cu totul. Și oceanele mari și alea vor dispare. Ele stau în picioare până când Domnul vine de culege tot ce-o magazionat în ele. Că apa e martorul indispensabil al lui Dumnezeu. Așa zice în epistola 1 a lui Ioan 5:18. Trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una în mărturia lor. Deci dacă faci un lucru frumos și bun, așa satisfăcut în inimă te speli cu apă. Apa e act, dar dacă faci un lucru murdar și rău, apă gândești că ți-ți greale mâinile, trebuie să te speli. Apa e act, nu? Și când se naște un copil, îl speli cu apă. Și când moare un om, îl speli cu apă. Doamne, câte minunății are Dumnezeu! Dar noi, prin toate acestea, suntem băgați ca într-o filieră. Din neființă am ajuns pe pământ. Dintr-un leagăn vom ajunge într-un mormânt. Și apoi, când merem pe pământul ăsta, întâi am fost născuți ca orice altă vietate. Numai cu diferență că vietățile se nasc fără păcat. Dar noi ne naștem cu păcatul după noi. În păcat m-a zămislit mama și în fără de legi sunt născut. Deci asta ne caracterizează pe noi. Noi vrem sfințirea, noi vrem pocăința reală. Mă, dar numai când vedem că am școpat aici, vedem că cădem dincolo, de ce oare? Că suntem oameni, nu suntem îngeri. Dacă n-am păcătuit deloc, am fi îngeri. Dar numai Dumnezeu și la îngeri le găsește greșuri. Fiindcă El e sfânt, sfânt, sfânt. Mărească-i să numele. Noi tindem spre sfințire, Duhul Sfânt ne ajută și cât e Duhul Sfânt în noi, noi suntem sfinți Domnului și copiii Domnului. Măriți să fie Domnul. Ați auzit aici ce am citit? Copiii a lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu zice și suntem, dar lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe el. El a fost Fiul lui Dumnezeu, din Dumnezeu născut, iar nu făcut, de o ființă cu Tatăl, cel prin care toate s-au făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Nouă ni s-a dat harul să-L cunoaștem. Și cum îl cunoaștem? Prin Duhul Sfânt care lucră. Că noi nu-L vedem pe Iisus. Câte unul, cineva, rar, are o vedenie sau un vis. Dar noi așa direct nu-L vedem pe Iisus. Dar prin Duhul Sfânt îl vedem. Dacă ar fi cei amintiți de Duhul Sfânt să se scoale în picioare, eu am fost ăla, eu ați vedea cum a fost și persoana aia de aici de sus, eu n-am văzut-o, dar o recunoscut. Duhul Sfânt e Cel care descopere adevărul și noi, prin adevărul Scripturii și prin ceea ce Duhul Sfânt lucră,
ne bucurăm Îl cunoaștem mai adânc pe Iisus. Glorie Lui! Scumpi frați în Domnul, mă gândesc că să nu mă duc mai departe, nu văd acolo ceasul ăla, mă întorc să-l văd pe ăsta la alt, cred că-l văd. Oh, da, e fără un sfert. Așa? Mă opresc aici și fratele zice și o rugăciune. Da, dacă e vorba de o rugăciune pentru bolnavi, atunci aș întreba, este cineva care dorește? Că dacă nu-i nimeni, ne rugăm cu toții și merem acasă. Dar dacă este cineva care dorește o rugăciune, atunci pentru ăla continuăm să ne rugăm aparte. Nu-i nimeni? O ridicați mai câte o mână să văd. Așa, mă! Sunt! Și cum doriți? O rugăciune simplă? Acolo unde stați, să ridicați o mână și noi ne rugăm de aici și Dumnezeu lucra. Am văzut de atâtea ori, în mulțimi mari n-ai putut să-i aduni. Și așa a fost. Dar alții nu-s mulțumiți, vrei să te rogi și să pui mâinile pe el. Și noi facem cu bucurie, că de-aia ne-a pus Domnul în slujbă. Dar alții nu-s mulțumiți nici cu asta. Vorungerea cu un de lemn și punerea mâinilor. Cum vreți? Nu știți. Cum? O voia Domnului în toate felurile. Și să ne rugăm acolo unde sunteți și să ne rugăm cu punerea mâinilor și să facem ungerea. Cum vreți? Cum cereți? Că ungerea de altfel se face la cerere. Cel bolnav să cheme, așa mai departe. Măi, așa sunteți de tăcuți. Dacă ați fi așa pocăiți și pe stradă și la lucru, hei, Doamne, cum ați arătat pe Hristos. Spuneți ce vreți repede, că n-avem timp. Surorilor, cum vreți? Nu vreți nici cum. Atunci încheiem și merem acasă. Nu puteți vorbi. Frați, nu puteți vorbi. Nu ai niște bomboane, poate că le dăm niște bomboane ca la copii, atunci vorbesc. Vreți ungerea cu un de lemn? Ridicați mâna sus să vedem câți vreți. 2, 3, 4, aici o soră. Uitați ce e atunci. Pentru cei care vor ungerea cu un de lemn, ne vom echipa în felul ăsta. Toți lucrătorii ordinați, dacă au îndrăzneală, sub mâna pastorilor și diaconii pot să se roage. Dacă pastorul zice să facă cina, să facă și diaconul. Dacă pastorul nu poate merge la o mormântare, să facă și diaconul, trimite pe el. Dacă pastorii nu se întâmplă să aibă în apropiere un păstor, cineva care să cunună, face nuntă, păi pune pe diaconul ăla, fă tu ce poți, mă, n-am ce face. Adică în statutul diaconului e să nu treci peste păstor și peste statutul tău de diacon. Dar păstorul, dacă te încuvințează, poți să faci. Așa că Domnul să dea îndrâzneală ca la diaconul Filip, care s-a dus într-un oraș mare, Samaria,
a propovăduit, el n-avea voie să facă botez. El trebuia să slujească numai la mesă. Mă, dar când a văzut și ăsta să pocăiește și ăla, și ăla, mă, dar tot orașul, a început și o boteza pe toți. Slăvit să fie Domnul. Dar când a început lucrarea în plin, și Duhul Sfânt s-a coborât peste el, măi, și îl însoțea cu semne și cu minuni și cu vindecări. Glorie Domnului Iisus! Vezi? Vrei să vezi pe Iisus? Sai în luptă! Sai înaintea Lui! Și mâna Lui te-a sprijinit! Vrei să stai deoparte? Păi poți să stai cât vrei tu. Doamne Iisuse, ajută-ne! Amin.